Dragilor, vreau să continuăm cu tema noastră și mă gândeam, tot frământam cum să leg al doilea mesaj, cum să fac să se potrivească lucrurile și vă spun drept că aspectul acesta al scurgerii timpului, ireversibil, scurtimea vieții, trebuie ca să spun și asta, deși vouă vi se pare că nu e chiar așa, dar viața este scurtă, o să vedeți voi, coroborat sau adăugat la eșecurile noastre, la falimentele noastre. Deci, luând acest conglomerat de factori, mi-am dat seama totuși de un aspect. M-am gândit cum am putea să nu ne irosim viața, să spun așa, în dezamăgiri, în falimente, când sus, când în mocirlă, nu? Cum am putea să plecăm de la frontieră și să nu ne mai întoarcem acolo? Cum am putea să avem o soluție? Ați văzut în prima parte, s-a pus accentul, am nuanțat consecințele vieții trăite la frontieră. Dar haideți să vedem în partea a doua, deși menționez din nou, Dumnezeu este Cel care ne ajută, Cel care ne scoate. Aș vrea să vedem în această parte a doua a conferinței, care e partea noastră, să spun așa? Nu? Ce ar trebui să facem noi? Ce cere Dumnezeu de la noi? Și m-am gândit tot la un om care a trăit chiar la frontieră și el și aș vrea să afișați Geneza capitolul 13 cu versetul 12. Geneza capitolul 13 cu versetul 12. Uitați ce spune în Scriptura. Avram a locuit în țara Canaan. Și acum atenție, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie, și uitați ce bine scrie, ce bine se potrivește cu subiectul nostru, și și-a întins corturile până la Sodoma. Bineînțeles, în versetul 10 ni se spune că Lot a văzut, aici e marea problemă, că Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Da? Deci a ales cu ochii ăștia de carne care ne mint. Ne mint. Apropo, iubiți tineri, voi sunteți la timpul alegerilor decisive și importante ale vieții voastre. Nu alegeți cu ochii ăștia de carne, că vă mint. Închideți ochii de carne mai bine și rugați pe Duhul Sfânt să vă deschide ochii inimii. Și să alegem bine. Nimic nu-i mai împovărător pentru un om decât să trăiască cu consecința alegerilor greșite. Nimic nu-i mai împovărător. În 2 Petru, capitolul 2, versetul 7 și 8, ne spune Scriptura că acest om, ce făcea? Era întristat și în versetul 8 spune că își chinuia sufletul. De ce Lot? Pentru că a ales greșit. Dar acum aș vrea să citesc și să mergem în Geneza capitolul 19, să vedem Geneza capitolul 19 și să vedem cheia, sau dacă vreți, să abordăm noul subiect din după masa aceasta. Și mi-a plăcut foarte mult versetul 17, o să vedeți. Versetul 17, deci Lot a ajuns la frontiera Sodomei, până la Sodoma. Acum când îngerii vin să-l scape din Sodoma, el de fapt era în Sodoma. Vedeți cât de imperceptibilă e frontiera, e linia de demarcație? Lot, în momentul acesta, era în Sodoma. Dar acum atenție ce spune Scriptura. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Scapă la munte ca să nu pieri. Care e soluția?
Care e cheia în care trebuie să privim noi mesajul din după masa aceasta? Păi uitați, spune, scapă-ți viața și să nu te uiți înapoi. Vreau să vorbesc despre situații în care Dumnezeu îți cere să nu te uiți înapoi. Aici este totul. Pentru că, iubiților, dacă ne uităm înapoi, tot eșafodajul nostru spiritual care îl construim se va dărâma. Mai devreme sau mai târziu. Aici e drama. Deci să nu te uiți înapoi. De unde ar trebui să plecăm fără să ne uităm înapoi? Locuri, relații, situații, nu? Că aici e problema. În 2 Timotei 2 cu 22, măi, putem să-l învățăm, 2 Timotei 2 cu 22, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Dar ce înseamnă, haideți să vedem, ce înseamnă să te uiți înapoi? Ce înseamnă să privim înapoi? Sau ce înseamnă să nu privim înapoi? Hai să luăm așa, că prin contrast învățăm mai bine. Ce înseamnă să nu privim înapoi? Păi în primul rând înseamnă urgență. Tu nu ai timp să privești înapoi. Eu nu am timp să privesc înapoi. Urgență, iubiților, urgență, astăzi, acum. Duhul lui Dumnezeu ne-a confruntat, ne-a vorbit. Nu mai avem timp să ne uităm la acele situații, la acele relații, la acele locuri care sau în care suntem vulnerabili din punct de vedere spiritual. Deci înseamnă urgență. Uitați ce spune în versetul 16. Fiindcă Lot, ce făcea? Zăbovia, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el și pe nevastă sa și pe, pe cele două fete ale lui. Și acum atenție, căci Domnul vroia să-i cruțe. Tu vrei? Tu vrei ca să te cruțe Domnul? Eu vreau? De ce zăbovești? De ce spui că nu astăzi? Vedeți? A nu privi înapoi înseamnă a exista o urgență. Și Domnul să ne ajute să luăm astăzi decizie pentru El. Să nu mai zăbovim în situații în care Dumnezeu ne spune clar și direct, chiar prin Scriptură, nu priviți înapoi. Nu privi înapoi. Urgență. Apoi, ce înseamnă să nu privești înapoi? În al doilea rând înseamnă fermitate, hotărâre. Fermitate și hotărâre. Amin. Fiți fermi, fiți hotărâți. Dumnezeu să ne ajute. Nu avem voie să manifestăm un spirit oscilant care este atât de caracteristic astăzi generațiilor în care trăim și generații în care trăim. Spiritul oscilant, să știți, iubiți tineri, este, dacă vreți, invitația pentru diavol ca să te ispitească. Nu mai manifesta spirit oscilant, fii ferm, fii hotărât împotriva păcatelor, împotriva ispitelor, împotriva situațiilor în care tu știi că nu-i bine să rămâi acolo, că e o frontieră spirituală, fii hotărât. Nu manifesta spiritul oscilant, pentru că spiritul oscilant este ca o invitație diavolului să vină din nou și din nou. Și ascultă-mă, fiecare ispită cu care vine diavolul crește progresiv, sau dacă vreți, este o progresie geometrică, apropo de matematică. Următoarea ispită va fi devastatoare pentru tine. Coborârea va fi dramatică, te ia diavolul de mână și te coboară în locuri și face din tine, nu vreau să spun ce faci. Când am deschis ușa diavolului în viața noastră, el nu se oprește, el coboară o spirală a decadenței. Mocirlă, la porci, nu? Domnul să ne ajute să înțelegem, să abandonăm spiritul oscilant. Apropo, am văzut o întrebare, ce cărți să citim? Asta e durerea mea și văd la copiii mei că nu mai citesc. Nu i-am citit. Ați citit Carl May? Vine tu? Ia uite că mai este.
Vă aduceți aminte, acolo era o problemă în preria din America. Indienii, albii, nu? Goana spre vest. Care era problema? Indienii aveau un obicei barbar, primitiv chiar. Atunci când ucideau, când omorau, luau scalpul acela pe care îl omorau. Adică luau bucata de piele cu păr din capul omului. Și ei considerau, dar nu era, era un ritual cu conotație spirituală. Ei ce spuneau? În momentul când i-am luat scalpul, toată puterea dușmanului o iau asupra mea. Devin mai puternic. E o problematică frumoasă din punct de vedere spiritual. Ascultați-mă, ori de câte ori îl biruiți pe Satan, sunteți mai tari. În momentul când manifesti spiritul oscilant și ești biruit de Satana astăzi, mâine Satana va veni mai puternic asupra ta și vei fi mai îngenunchiat și problema ta se va acutiza mai mult. Am vorbit cu oameni în vârstă, oameni care erau pregătiți să facă pasul în veșnicie și se mărturiseau oamenii. Și acum nu e nominativ să spun, general vreau să vă spun, și oameni de 70 ceva de ani, biruiți de păcate de la 13-14 ani, care le-au tras cu ei până la momentul de a păși în veșnicie și erau nepregătiți. Pentru că la momentul când trebuie să biruiți, la momentul când vi se cristalizează spiritualitatea și caracterul, asta e momentul, asta e vârsta voastră, la momentul decisiv când trebuie să hotărâți pentru biruință, ei n-au hotărât pentru biruință. Înțelegeți ce înseamnă să te uiți înapoi? Spirit oscilant. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fiți decisivi, să spuneți, apropo, ca poporul acesta, totuși poporul român, în momente decisive, în 1917, în primul război mondial, când nemții ne-au cucerit Bucureștiul și s-a retras toată țara cu regele la Iași, da? Și s-a stabilizat frontul undeva pe la Mărăști, Oituz, pe acolo, ce au zis atunci românii? Până aici. Pe aici nu se trece. Iubiților, trăim timpuri istorice și în America și în România, spirituale vorbesc, în care suntem nevoiți să spunem până aici. Un pas în spate nu mai putem să facem. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest lucru. Pentru că, iubiții mei, privesc oamenii înapoi pentru că păcatul creează legături. Creează legături. Și religia nu rupe legăturile. Penticostalismul, ascultați-mă, nu rupe legăturile. Cel ce rupe legăturile este Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. În dimineața aceasta eu nu vă pot ajuta. Cel ce vă poate ajuta este numai Duhul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte când vorbea Iisus Hristos cu farisei în Matei capitolul 12, de la versetul 43. Vorbea Iisus cu farisei, cu ei care spuneau că sunt bine, că au templu, că au legea, că au de toate, că au casa spirituală măturată și împodobită. Și ce frumoasă, nu? Era religia iudaică, încât erau prozeliți, veneau grecii să vadă procesiunile de la templu, dar marea lor dramă, știți care a fost? Că nu l-au lăsat pe Iisus să intre în viața lor. Și uitați ce le spunea Iisus, Duhul necurat, pentru că e vorba de lucruri spirituale. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu o găsește. Și acum atenți, lasă să curgă textul. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului acestui ajunge mai rea decât cea din tâi. Și spune așa, tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. S-a întâmplat cu evreii lucrul acesta? S-a întâmplat. Nu pot să vă spun mai multe. Cei mai mari atei, cei care au tras ideologii, care au adus moarte, au fost evrei. Bună oară, Karl Marx. Cei mai mari astăzi, ascultați-mă bine, cei mai mari preoți ai bisericii satanice sunt de origine evreiască. Pentru că Iisus le-a zis, cine nu mă primește pe mine, cine mă respinge pe mine, vine realitatea spirituală despre care vorbeam azi dimineață.
Că nu putem să facem abstracție de ea. Nu vă jucați cu lucrurile astea prunci de pocăiți. Pentru că noi suntem într-un război spiritual. Orice păcat făcut cu voia deschide ușa pentru duhuri necurate și legături demonice. Știu ce vorbesc. Pentru că sunt implicat. Pentru că încerc să ajut cât pot. Dar cel care vă poate ajuta cu desăvârșire este Hristos și depinde de voi, de pocăința voastră, de decizia voastră ca astăzi să spuneți un da lui Iisus Hristos. Să spuneți un până aici satanei, diavolului. Să nu mai priviți înapoi la locurile, la situațiile, la vicile care vă urmăresc, care strigă după voi, care vă cheamă. Și nu numai pentru voi sună asta, că pentru noi toți. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În 2 Petru, capitolul 2 cu 20, uitați ce spunea Petru, spunea așa, 2 Petru 2 cu 20, în adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, se încurcă iară și sunt biruiți de ele, uitați ce spune, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. Ne permitem luxul să mai privim înapoi? Nu! Vreți să ne debarasăm de frontieră? Vreți să ne depărtăm cât de mult de frontiera asta unde mustim de multe ori în formalism, de multe ori într-o viață ascunsă și ne trăim dramele și încercăm și ne ridicăm și iar cădem și ne ridicăm și iar cădem? Eu recunosc, Domnul e bun, iartă! Dar Domnul vrea mai mult de la noi și vrea să avem o viață de biruință, o viață plină de puterea Lui. Și un lucru mic, nu privi înapoi. Domnul să ne ajute. Domnul să ne ajute să nu privim înapoi. Să nu avem spiritul acesta oscilant. Și acum, haideți ca să nu fiu prea lung, îi după masă, m-am muiat, recunosc, știu că și voi vă văd. Haideți să vedem concret situații să nu privim înapoi. Din Sfânta Scriptură. Prima a menționat-o. Lot și familia lui. Și aș putea să spun așa, loc, deci unde să nu privești înapoi? Atunci când trebuie să ieși dintr-un loc viciat în care trăiești. Loc viciat. Sodoma, Gomor. Păi astăzi noi unde trăim, oameni buni? Sodoma și Gomora, nu? Și ne spune Dumnezeu, a spus și lui Lot, ne spune și nouă, nu privi înapoi, a spus lui Lot, te salvez, îți spune ție astăzi, te salvez, slavă Domnului că Domnul a fost prezent, slavă Domnului că Duhul Sfânt a fost aici, ne-a luat de mână El, Domnul, nu înger, Domnul însuși, dar îți spune astăzi, nu mai privi înapoi. I-a spus lui Lot? I-a spus, nu privi înapoi. Vă aduceți aminte că Iisus Hristos o pomenește pe femeia lui Lot care a privit înapoi și dă o conotație simbolistică și spune așa vor fi oamenii în vremurile din urmă. Cum? Vor privi înapoi. Vor privi spre lume. Vor privi spre plăcerile lumii. Și ce se va întâmpla cu ei? Se vor face, femeia lui Lot s-a transformat într-un stâlp de sare. Noi nu suntem stâlpi de sare, dar ce trist că mulți sunt stâlpi înăuntru lor, în sufletele lor. Nu mai poți vărsa o lacrimă. Spune că nu-i așa. Nimic nu te mai atinge în casa lui Dumnezeu. Totul a devenit parcă formă. Nu-i trist? Nu-i dureros, oameni buni? Și ne spune Dumnezeu astăzi, tineri, nu mai priviți înapoi, că vă pietrificați. Starea voastră va ajunge mai rea. Mai ales din momentul când suntem confruntați și voi sunteți confruntați cu adevărul, creșteți în familii binecuvântate, sunt convins că părinții vă îndeamnă, vă spun, veniți în casa lui Dumnezeu, ascultați predici, cântări, sunteți, n-aveți nicio scuză. De aceea nu mai priviți înapoi și să nu mai privim înapoi. Fugiți de la locurile viciate. Fugiți din Sodoma, nu știu. Mă duc să-mi fac tema cu o colegă și acolo la colega ta acasă, de fapt, este o Sodoma. Nu mai face lucrul ăsta. Unde te duci? E 10 jumate. O întreb pe nevastă-mea. Unde e copilul ăsta? E cu un coleg, nu știu ce proiect. Îl sun, telefonul închis. Mă strânge în spate. Înțelegeți? Nu vă jucați. Ce să mai vorbesc de cluburi, de discoteci?
de locuri unde piciorul vostru nu are voie să calce. Deci, plecați, fugiți și nu priviți înapoi, părăsiți locurile viciate de unde vă cere Dumnezeu astăzi. Știu că Dumnezeu vă vorbește particular la fiecare. Voi știți de unde trebuie să mergeți și să nu mai priviți înapoi, ca să nu ajungeți pe frontieră. Vă aduceți aminte de poporul Israel? I-a scos Dumnezeu din Egipt. Egiptul, într-adevăr, avea un miraj. Era societatea, sau dacă vreți, era civilizația cea mai înaltă. Moise a învățat toată înțelepciunea, ne spune Scriptura. Și Dumnezeu i-a scos cu mână puternică din Egipt, i-a pus în acel marș inițiatic spre Canaan, le-a promis Canaanul ceresc, așa cum ne-a scos și pe noi, cum a scos și pe mine. Din Egiptul lumii, de unde trăiam pentru Satana, făceam cărămizi pentru Satana. Ne-a scos Dumnezeu și le-a spus, nu mai priviți înapoi, aveți o țintă. Și Scriptura ne spune că ei, în drumul lor, ce au făcut? S-au întors în inimile lor unde? Înapoi. A fost dramatic pentru ei? Dramatic. Domnul să aibă milă de noi. În al doilea rând, locuri de unde Dumnezeu ne spune să ieșim fără să privim înapoi, pentru a ne depărta de frontieră, da? Cred că m-am făcut înțeles, m-am frământat cum să leg mesajul, dar cred că e clar. În al doilea rând, trebuie să părăsim fără să privim înapoi relații viciate sau relații toxice și revin la anturaj. Dar aș vrea să fac un pas mai departe de anturaj. Care e o relație toxică? Ce mă poate nenoroci din punct de vedere spiritual? Și acum atenție, sunt oamenii care au influență demonică asupra mea. Oamenii care influențează negativ, oamenii invidioși, oamenii care tot timpul mă lovesc, mă atacă. Feriți-vă de oamenii ăștia și vreau să-l aduc... Să aduc în imagine pe David cu Saul. În 1 Samuel, capitolul 18, cu versetul 9, ne spune Scriptura că s-a cântat în Israel o cântare, a spus Saul miile lui și David zecile lui de mii. Și din momentul acela spune că Saul a privit cu ochi răi pe David. Și din momentul acela Saul l-a prigonit pe David, a aruncat cu sulița după el. Îl făcea să se simtă prost. Îl făcea, nu știu, îl făcea să nu aibă pace și liniște. Tinerilor, fraților, părăsiți asemenea relații. Se întâmplă să fie oameni, acum bullying-ul în școală, eu lucrez în școală și voi, majoritatea sunteți la, îi bullying în școală, adică agresiune. Nu neapărat fizică, dar e și fizică, da? Agresiune prin vorbe, prin cuvinte, prin atitudini. Și știu că vă confruntați cu ea. Și nu-i ușor. Dar ascultați-mă, am văzut oameni, cu ghilimele, al lui Dumnezeu, care par spirituali. În preajma cărora, sau care ar trebui să revarse pace și să reverse asupra noastră o nu știu cum să spun, o capacitate spirituală de a ne ridica, dar ei în schimb ne coboară. Ne fac să ne rușinăm, să ne topim în rușine, în frustrare. Sunt asemenea oameni care manifestă un bullying asupra celor din jurul lor. Oameni buni, părăsiți asemenea relații. Fugiți de asemenea oameni. Ăștia sunt aruncătorii de sulițe, nu? Știți că Saul a aruncat fizic cu sulița, dar cât de grea e sulița asta numită limbă. Și David spunea, sunt unii oameni a căror limbă sunt sulițe și săgeți. Da, părăsiți relațiile cu oamenii care vă golesc din punct de vedere spiritual, care vă domină. Acolo sunt duhuri demonice. Vă aduceți aminte că Scriptura spune că un duh rău venea și îl chinuia pe Saul. Și mulți m-au întrebat, cum frate păstor, de la Domnul? Că zice că de la Domnul. Da, de la Domnul, că era o pedeapsă îngăduită. Era o pedeapsă. De ce pedeapsă? Datorită invidiei. Și acum ascultați-mă, iubiți tineri. Trăim într-un timp în care invidia, mass media asta, la pachet, cu transmisii, cu așa,
aduce și invidia. Vrând ne comparăm. Și invidia este, dacă vreți, o boală a sufletului, o boală care, o corozivă, care roade, care blochează înaintarea spirituală, care te face să nu te bucuri de nimic, de prezența lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu. Ești tot timpul gata să arunci săgeți spre alții. Fugiți de invidie. Luptați împotriva ei. Nu-i dați voie să vă inunde viața, pentru că invidia vă va distruge. Vă va nenoroci. Fugiți de oamenii invidioși și căutați oameni care vă ajută să creșteți din punct de vedere spiritual. Lucrurile sunt complexe, sunt grele, știu, nu insist aici. Pot fi în neam, pot fi în familie, pot fi într-o biserică, oameni ca Saul, care să pară bine intenționați, care să se erigeze în unșii Domnului, și Saul a fost unsul Domnului, dar care să fie conduși de duhuri străine. Domnul să vă păzească, eu mă rog pentru copiii mei, ce ține de voi, faceți. Și să ne păzească Domnul să nu fim și noi ca Saul, că toți suntem vulnerabili, toți suntem vulnerabili, să prigonim pe alții, să fim invidioși și să prigonim pe alții. Oamenii ai aparențelor, știți ce mă surprinde? Saul, din punct de vedere al exteriorului, al aparenței, era de nota 10. Și fizic spune că era mai înalt ca toți, era chipeș, era înzestrat, era curajos. Vă aduceți aminte lupta cu Nahaș, cu amoniții? Nu s-o jucat eu. Curajos. Atât de înzestrat. Știți care a fost marea lui problemă? Și o văd astăzi în generația voastră. Marea problemă. Sunteți înzestrați, repet, aveți talente, aveți informație. Știți care e problema? Interiorul lui nu era pe măsura exteriorului. Aici e marea problemă. N-avea caracter. Și mă rog, toți care slujiți, să lucrați întâi pentru caracter. Să fiți oameni de caracter înainte de a fi oameni ai acțiunii. Domnul să ne ajute pe toți. Nu? Om al aparențelor. Și atunci, dacă și eu voi pune accent pe aparențe, voi deveni un Saul și voi prigoni pe alții. Și apoi nu a înțeles că împărăția nu-i aparține lui. S-a luptat, s-a ținut cu disperare de ea, cu... Apropo, cui aparține împărăția noastră? Cu ghilimele de rigoare, tinerețea noastră, talentele noastre, nu? Familiile noastre, ceea ce ne-a dat Dumnezeu, cui aparține? Nouă sau lui Dumnezeu? Cui? Lui. Și Domnul să ne ajute să înțelegem acest lucru. Deci, fugiți și nu priviți înapoi din relațiile care vă consumă din punct de vedere spiritual. Fugiți de oamenii care au influențe negative asupra voastră. Și vreau să vă arăt pe David. 1 Samuel, capitolul 26, cu versetul 25. Saul vede că David e omul lui Dumnezeu. Nu? Îl cruță de două ori și spune, cum aș putea să mă comport cu răutate față de robul Domnului? Nu? Și uitați, Saul îl cheamă să vină înapoi la el. Hai, fiule, uitați, Saul a zis lui David, fii binecuvântat, fiul meu, David, tu vei face lucruri mari și vei birui. Și uitați acum ce ne spune cuvântul Domnului, că asta m-a surprins, spune așa, David și-a văzut de drum și Saul s-a întors acasă. Deci Domnul să ne ajute să plecăm din relațiile toxice fără să privim înapoi. Și acum aș putea la o conferință de tineret să nu-l pomenim pe cine? Pe cine a avut relație toxică care l-a terminat, i-a luat puterea total? Samson. Nu putem să nu-l pomenim pe Samson și relația lui toxică cu Dalila. Că aici e plin de Samson, nu? Plin de Samson. Nu peiorativ. Samson, adică, copii puși încă din pântecul mamei voastre, v-a pus Domnul deoparte pentru lucrarea lui, nu? Ca Samson. Ați fost duși la binecuvântare. Și Samson ce a făcut? Avea obiceiuri, el se cobora, nu? S-a coborât în Valea Sorec. S-a coborât, nu? El se tot cobora. După aceea ne spune în Judecător, capitolul 16, cu versetul 4. Haideți să punem cuvântul lui Dumnezeu. Judecător, capitolul 16, cu versetul 4. După aceea
a iubit pe o femeie în Valea Soreg. Ea se numea Dalila. Știți cum se traduce Dalila? Cea care mistuie. Cea care mistuie. Și eu mă mir de Samson, pentru că de la început trebuia să-și dea seama că această femeie vrea să-l nenorocească. Da, haideți să... Lasă, așa, Biblia, hai să punem și Biblia. După aceea a iubit pe... Așa, domnitorii filistenilor s-au suit la ea și i-au zis, înduplecă-l și află-l de unde vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim ca să-l legăm și să-l slăbim. Și-ți vom da fiecare câte 1100 de sicli de argint. Dalila a zis lui Samson, aici, Samson, trezește-te. Cum de nu s-o aprins beculețul ăsta? I s-o fi aprins, da? Dalila a zis lui Samson, spune, te rog, de unde îți vine puterea ta cea mare și cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit? Vedeți? Ce ar trebui să-ți fac ca să te nenorocesc? Samson i-a zis, dacă aș fi legat cu 7, și acum atenție, câte șuvițe de păr avea în cap? El, câte? 7. Uitați, căderea e chestiune de timp. Nu vă jucați. Nu vă jucați, tinerilor care sunteți aici. Nu vă jucați. Că lupta spirituală e pe viață și pe moarte. Samson, de ce ai pomenit de 7? Nu? Că merge progresiv. 7 funii noi care să nu fie uscate încă, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. Domnitorii filistenilor au zis, au adus Dalilei 7 funii noi, neuscate încă, și ea l-a legat cu funile acestea. Iar niște oameni stăteau la pândă, la ea într-o odaie. Ea i-a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el a rupt funile cum se rupe o ață de câlți când se atinge de foc. Și astfel n-au știut de unde vine puterea. Dalila a zis lui Samson, vezi, ai bătut joc de mine, mi-ai spus minciuni, acum te rog arată-mi cu ce trebuie să fii legat. Vezi, șantaj psihologic. El i-a zis, dacă aș fi legat cu funii noi care să nu fi fost întrebuințate niciodată, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. Dalila a luat niște funii noi și l-a legat cu ele, apoi a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson, iar niște oameni stăteau la pândă într-o odaie și el a rupt funile de la brațe ca pe o ață. Dalila a zis lui Samson, atenție, până acum ți-ai bătut joc de mine și mi-ai spus minciuni, spune-mi cu ce trebuie să fii legat. El i-a zis, n-ai decât să împletești deja topoganul, știi? Topoganul, clicul, atenție, clic, nu? Clic și topoganul. Vorbesc în termen, clic și topoganul. El i-a zis, n-ai decât să împlinești cele 7 șuvițe, să împletești cele 7 șuvițe de păr din capul meu în urzeala țesăturii. Și ea le-a pironit cu un cui de lemn în pământ. Apoi a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a smuls cuiul de lemn din pământ cu urzeală cu tot. Și de acum, haide să vedem mai departe. Ea i-a zis, cum poți spune te iubesc când inima ta nu este cu mine? Iată că de 3 ori ți-ai bătut joc de mine și nu mi-ai spus de unde îți vine puterea ta cea mare. Și uitați, fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte. Aici trebuia să se trezească, în al 12-lea ceas, și nu s-a trezit. Și a deschis toată inima față de ea și a zis, briciul n-a trecut peste capul meu pentru că sunt închinat Domnului din pântecele Maicii mele. Așa sunteți și voi. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. Dalila, văzând că își deschisese toată inima față de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor și a pus să le spună, suiți-vă de data aceasta căci mi-a deschis toată inima lui. Și domnitorii filistenilor s-au suit la ea și i-au adus argintul în mâini. Și acum, uitați, ea l-a adormit pe genunchii ei. Samson, citește acolo. Ea l-a adormit pe genunchii ei, a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson și a început să-l slăbească și el și-a pierdut puterea. Și apoi urmează, nu mai citim, dar știți, urmează ochii scoși, urmează temnița și urmează marea dramă a lui Samson. Și aș vrea să te întreb, Samson, vrei să ajungi și tu în temniță la robie cu ochii scoși? Vrei? Pleacă acum, ia decizie și pleacă din relația toxică cu cea care mistuie sau cu cel care mistuie și nu mai privi înapoi.
Pentru că știți care e problema? Înainte de a-și pierde puterea, și-a pierdut discernământul. Că asta face diavolul și păcatul. Asta se întâmplă pe frontieră. Nu mai știi unde ești, de care parte ești. Și mulți zic, noi suntem cu Domnul, aleluia, și Domnul nici vorbă. Și spune, un verset mai următor, spune, am să fac din nou ca mai înainte. Și spune Scriptura, nu știa că Dumnezeu se depărtase de el. Și încheiem încă o situație de unde Dumnezeu ne spune, sau unde Dumnezeu ne spune să nu privim înapoi. Și de data aceasta e ceva pozitiv, că vreau să închei pozitiv, da? Știți unde ne spune Dumnezeu să nu privim înapoi sau când ne spune Dumnezeu să nu privim înapoi? Atunci când ne cheamă în lucrarea Lui. Și uitați, te rog să afișezi Luca, capitolul 9, de la versetul 59. Luca, capitolul 9, de la versetul 59. Altuia i-a zis, vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul le-a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a zis, și acum atenți, Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Dragilor, când Hristos te cheamă, niciodată să nu privești înapoi. Și astăzi, Hristos ne-a chemat pe fiecare din noi. La ce ne-a chemat? Să ne depărtăm de frontieră. Să ne apropiem de El. Să nu ne legăm, să nu ne lăsăm legați de comoditate, de egoism, nu? Că se poate și asta. De păcat. Și când Dumnezeu ne cheamă să construim pentru eternitate, și Dumnezeu vă cheamă să construiți pentru eternitate, să nu ne uităm înapoi. Domnul să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Închei. Am înțeles frontiera, nu? Am dibuit-o. Ne-am analizat. Am văzut unde suntem. Ce minunat că Dumnezeu ne-a chemat în har și în milă și în îndurare. El și-a făcut partea. Dar oare noi ne vom face partea? Domnul să ne ajute pe toți să nu privim înapoi. Amin.